Vorbim despre o bogăție pe care o pierdem de la an la an și e vorba despre copii. Anul acesta s-au născut mai mulți copii din părinți români în străinătate decât în țară. O spune ministrul muncii Raluca Turcan. Un exemplu, după copiii nemților, cei ai românilor reprezintă a doua populație rezidentă din Germania. 93.000 de minori români de până în 10 ani sunt rezidenți acolo. Asta în timp ce numărul nou-născuților în țară scade, 18.000 este diferența cu minus între 2019 și 2018. Provocarea statului este acum să ia măsuri pentru a-i aduce pe români înapoi în țară. Printre soluții, salarii mai mari și servicii publice de calitate, asta spune Raluca Turcan. Ne-am adaptat ușor, adică toți oamenii cu care am interacționat au fost extrem de primitori, chiar în contradictoriu cu tot ce ne spunea lumea înainte să plecăm, că nemții sunt foarte reci, așa, și a fost total opus. Aici sunt destul de multe locuri care sunt foarte ușor accesibile pentru familii și copii. De exemplu, orașul unde suntem noi e destul de prietenos pentru, să zic, pentru copii, pentru că sunt foarte multe locuri de joacă care sunt publice. E un pic o diferență față de România, adică infrastructura e un pic mai bună. În privința copiilor și mai mult mi-a fost teamă în privința lor, dar ei se acomodează cel mai repede. Și au fost și ajutați din punctul ăsta de vedere. Au fost susținuți de profesorii și de școlile nemțești. Le-au oferit cursuri de integrare și acestea au fost și gratuite. Și i-a ajutat foarte mult. Au reușit ca copiii într-un an să poată să vorbească, ca după un an să se poată integra într-o școală de nemți. Educația copiilor la ei cred că e... poate e pe primul loc, copiii sunt foarte privilegiați la ei. Și mergem în juriu la invitatul nostru. În Elveția. Da, în Elveția. Știți ce aș vrea să vă întreb? Am văzut această strategie a ministrului muncii să îi aducem pe români în țară. Din punctul meu de vedere este mai greu și cred că, de fapt, atenția ar trebui să, se ia măsuri astfel încât să fie încurajați cei de aici din România să facă copii, să li se asigure toate condițiile astfel încât ei să nu plece peste hotare. Haideți să vedem în primul rând despre ce vorbim, pentru că avem o știre, nu? Deci, cum zicem clasic în viață, găina a făcut un pui viu. Deci se nasc mai mulți copii, mai mulți români în afară decât în România. Păi este logic la numărul de tineri care au plecat în bună formă și care sunt antreprenori și au curajul respectiv să înceapă altă viață, să facă și copii. Dar problema nu este să-i aduci înapoi, pentru că spaniolii care lucrează în Elveția, italienii care lucrează în Elveția, portughezii care lucrează în Elveția, sunt deja la a doua generație sau la a treia generație. Da? Și stau acolo, însă sunt și spanioli, și italieni, și portughezi. Deci noi trebuie să-i aducem nu neapărat fizic, ci românii din străinătate trebuie să fie cu România în orice moment. Legătura respectivă să fie foarte puternică. N-a zice chiar mai puternică decât în 10 august, dar și atunci este, și atunci a fost nevoie. Deci trebuie ca românii care sunt în afară să nu uite că sunt români și să lucreze împreună cu românii din țară. Dacă vor veni sau nu, până o să avem salarii mai mari sau condiții mai bune, o să vedem. Vedeți, toate cele trei subiecte sunt legate, da? Hai să pornim de la Roșia Montană, nu? Dacă aveam miliardele respective, poate aveam în ce să investim, cum zice domnul Funariu, investeam și în săli de sport, investeam și în copii sau așa mai departe, sau mai mult statul român ar fi avut cu ce să pună garanție pentru împrumuturi. Dar n-a fost să fie, de parcă CSAT-ul n-a existat, de parcă alte instituții n-au existat și acum vedem cu uimire consecințele multor manipulări. Deci, hai să nu ne așteptăm la miracole că o să vină deodată buluc românii în țară și au făcut o familie și au făcut un rost, au renunțat la multe, s-au sacrificat, dar sunt încă în România, prin bunici, prin părinți, prin casele care le-au lăsat, prin prieteni. Haideți să strângem mai mult aceste relații și să lucrăm împreună. Asta trebuie să facem în termen scurt. Dacă o să dea Dumnezeu ca unii dintre cei mai buni să se întoarcă, foarte bine să se întoarcă. Să se întoarcă, să aducă și ei din ce au învățat, dar până una alta trebuie noi să venim să îi considerăm nu ca străini, nu ca intruși, ci ca români care, pentru moment, nu sunt în România. Pe termen mai lung, cum vedeți dinamica asta a populației din România? E clar că vor mai pleca românii în străinătate. Între timp, vedem că avem din ce în ce mai mulți muncitori veniți de prin Asia aici. Credeți că valul ăsta, tendința asta se va păstra, iar
în câțiva ani, nu știu, vietnamezii să înceapă să nască mai mulți copii prin Europa sau prin România decât la ei acasă? Dar această tendință deja există de foarte mult timp. Noi ne mirăm că în România este o tendință nouă. Și eu chiar mă bucur că, iată, vin și alți străini în România. Deci România e superioară multor țări și atrage muncitori din străinătate. Foarte bine. Acum haideți să luăm comparația cu Elveția, da? Păi să nu vă închipuiți că în Elveția, în cameristele, femeile de servici sau și mai mult muncitorii din construcții sau tot felul de alte corpuri de meserii sunt elvețieni. Nu, v-am spus țările din care vin. Există o migrație continuă și elvețienii au migrat în alte timpuri. Și s-au dus să lucreze în altă parte. Asta face o economie globală, o economie mobilă. Migrația nu o poți opri decât dacă vii cu un sistem dictatorial, cu un sistem de tip celui care de tristă amintire, în care nu poți să ai pașaport, nu poți să pleci, sau dacă vii cu niște restriștici de tip Uniunea Europeană, care nici acum auzim subiecte că Parlamentul European practic dorește ca România să intre în Schengen, dar nu știu ce țară nu dorește și trecem peste asta și nu ne întrebăm mai mult care e problema totuși. Deci bineînțeles că migrația va continua, bineînțeles că această schimbare este majoră și va continua, ceea ce trebuie noi să o facem, să lucrăm la calitate, să putem să o temperăm și să aducem avantaje mai mult decât banii, că numai de bani am discutat până acum, să vedem în ce sens putem să folosim ceea ce fac românii în străinătate, în ce sens putem să introducem acest lucru și în România și să lucrăm împreună. Asta e ceea ce faceți dumneavoastră prin Academia pe care ați deschis-o aici în România. Practic faceți transfer de know-how din domeniul ospitalității, din ceea ce se întâmplă în Elveția, aici în România, și sperăm și noi să avem parte de servicii mai de calitate și de ce nu să oferim la rândul nostru turiștilor sau celor care ne vizitează servicii mult, mult îmbunătățite. Categoric, dar înainte de Academia Hotelieră vreau să vă spun că grupul nostru a preluat și niște școli extraordinare și grădinițe, vorba de școlile și grădinițele finlandeze ERI la Sibiu, în care am avut extrema bucurie să particip la sărbătorirea 5 ani de când s-au înființat, în care 160 de copii frumoși cu părinți bucuroși au terminat, când s-a terminat anul școlar, în care niște profesori dedicați, niște profesori cu vocație, niște instructori extraordinari, nu știu despre ce vorbim. Eu i-am văzut, există, sunt în România și se poate face treabă. Asta este ERI la Sibiu și așa demonstrăm că, iată, în învățământul privat și cu implicarea statului, pentru că practic facem o funcție a statului în educație, putem să facem calitate și în România. Calitate chiar la nivel de grădiniță și de școală generală. În ceea ce privește învățământul dual, învățământul profesional, ceea ce facem noi la Oradea, la Brașov și în curând la București și în alte orașe, aici este vorba de o voie stringentă în toată Europa, în toată lumea. Gândiți-vă că în industria ospitalității, practic, există o lipsă de oameni teribilă. Au trecut pandemia peste această industrie, au existat alte priorități, mulți oameni au plecat și nu mai vor să se întoarcă. Pentru că se pare că această calitate umană care trebuie să primeze nu a fost pe locul întâi. Deci fiecare hotelier s-a gândit ce a putut să facă, fiecare restaurator s-a gândit ce a putut să facă. Nu toți au permis să țină oamenii respectivi, să investească în acest timp în formarea lor. Acum nu facem decât să vedem care sunt consecințele. Și consecințele vor fi mari. Mulțumim!